Bă, promit și mi-am angajamentul în fața dumneavoastră astăzi că nu mai vreau să mai fac o oră jumate de la Tecuci până la Galați și că această șosea Tecuci-Galați va fi un drum expres cu o bandă jumătate exact așa cum este ăla de la, Tișița la Focșani. Este un drum pe care toată lumea are nevoie. Este un proiect care a fost pe masa Guvernului în 2009, când eram eu și domnul Cornel Hanza acolo, l-am pus pe masa Guvernului, în fața fostului premier de atunci, era un mic șaldracu așa de statură, un nume scurt, da? Și care ne l-a dat deoparte că a văzut că nu are niciun primar PDL de aici până la Tecuci. Misiunea noastră este să revenim și să facem lucrurile bune în continuare pentru dumneavoastră. Eu și George vrem să plecăm în Parlament cu un mandat clar din partea dumneavoastră, din partea domnului Marcel Ghioca, din partea domnului Cornel Hanza, Iveșteanul dumneavoastră, să vă reprezentăm în Parlament, să ducem problemele dumneavoastră pe masa Guvernului, să facem lobby pentru ele, pentru că asta face un parlamentar, și să dirijăm fonduri către comunitatea dumneavoastră și astfel dumneavoastră îl veți vedea pe același Marcel Ghioca, același om muncitor, același om hotărât și același om care se poate ține de cuvânt.